Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit! Astăzi la știrile Nova TV ne aflăm la Biserica Evanghelică, unde se fac pregătiri intense pentru sărbătoarea Crăciunului. Copiii se pregătesc pentru a întâmpina Crăciunul și pentru a cânta colinzi și cântece speciale în această perioadă. Un eveniment deosebit va fi musicalul de Crăciun, despre care ne va vorbi Edith Tot, organista Bisericii Evanghelice Sfânta Margareta. Despre ce este vorba, Edith? Anul acesta facem un musical pe nume Când îngerii se ceartă sau sunt în concurs cine să aducă vestea cea bună pe pământ. Este un musical de Ralph Kressler pentru teatru și cor și de fiecare dată în fiecare an clasa a patra joacă teatru pe când ceilalți mai mici cântă în cor. Sunt îngerașii. Și clasa a patra de la liceul Hermann Oberth? De la școala generală Hermann Oberth, da, acolo am 4 ore cu 4 clase diferite și ei pregătesc în fiecare an acest musical, adică un musical de Crăciun, da. La ce oră începe musicalul, unde se ține, cine poate participa? Da, toți sunt invitați. Va fi în limba germană, va fi duminică în 13 decembrie la ora 6 după masa, dar o să facem și o introducere în limba română ca să se poată înțelege. Deci așteptăm pe toți medeșenii duminică? Duminică la biserică, da, exact, duminică la Biserica Evanghelică la ora 6.